Alex s-a născut într-un sat din raionul Fălești și a crescut în familie alături de mama și de tatăl lui. În sat nu a avut prea multe oportunități, dar lucrurile s-au schimbat de când face parte din grupul de autoreprezentanți Fălești. Înainte ca să plec la grup, nu vorbeam cu nimeni, era, nu știam acasă, eram pasiv, numai cu mașa, numai la calculator. De când s-a deschis gen grupul ăsta de autoreprezentanți, s-a schimbat radical viața. Mă întâlnesc cu colegii noi, mai vorbesc, mai glumim, mai râdim. Eu locuiesc cu mama și cu tata și cu surioara mea mai mică. Îmi place foarte mult să o ajut pe mama. A devenit altfel un pic mai încrezut în sine. Are părerea lui, are tot. Pur și simplu e un copil și copilul meu, asta e ceva deosebit.